Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Minte Vrâncene au participat sâmbătă seara în Focșani la procesiunea de florii. La eveniment au luat parte credincioși, preoți, înalt preasfinția sa Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, dar și președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Această procesiune este o tradiție care a fost reluată și prin intermediul căreia credincioșii își pot arăta evlavia față de Dumnezeu în mod public. Toți preoții din județ alături de credincioșii din Focșani și nu numai au participat sâmbătă seara la procesiunea de flori. La eveniment au fost prezenți și înalt preasfinția sa Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, dar și președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Procesiunea a avut două puncte de plecare, respectiv Biserica Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din Sud și Sfinții Apostoli de pe Bulevardul Independenței. Pe traseu au fost efectuate slujbe, iar credincioșii au cântat cântece bisericești. Înviere așa de orice mai înainte de patima ta, în credință nouă, pe Lazar din morți l-ai spunat, Hristoase Dumnezeule. Procesiunea s-a încheiat la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Piața Unirii. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat sâmbătă la inaugurarea unei brutării, investiție realizată de Obștea Nerejul. Valoarea acestui proiect, 1 milion de lei, a fost suportată integral din fondurile Obștii. Sâmbătă a fost inaugurată la Nereju, brutărie modernă, investiție ce aparține Obștii Nereju. Toată investiția valorează aproape 1 milion de lei și are dotări de ultimă generație, respectiv cuptor nou, malaxor de pâine, cărucioare, dușuri, vestiare. Inaugurarea s-a făcut în prezența șefului administrației județene, Marian Oprișan. Și așa cum se cade la casă nouă, preoții au sfințit locul. Este această locuință prin nuncele condelen sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, se binecuvintează, se sfințește această locuință prin ungere cu un teren sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mulțumesc domnului Popa Șerban pentru invitație și am venit să vă spun că, așa cum bine știți, eu sunt foarte apropiat de oameni, am venit să vă spun că vă iubesc. Am venit să vă spun că domnul Popa Șerban, un om foarte gospodar, unul dintre cei mai gospodari oameni pe care îi cunosc, și mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le face pentru comunitatea din Nereju. Și să vă spun că împreună vom reuși să facem lucruri importante, cum spuneam, pentru nerejeni, pentru familiile din Nereju și pentru această comunitate. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Și la mulți ani, la mulți ani celor pe care îi cheamă Gheorghe, Gieta, și multă sănătate tuturor! Obștea Nereju este condusă de Popa Șerban. Corul Pastoral a susținut ieri concertul tradițional de florii la Biserica Sfântul Nicolae Nou. Membrii corului au încercat astfel să transmită auditorului prin cântec lumina lui Hristos. Ca în fiecare an, corul de cameră pastorală a oferit în dar iubitorilor de muzică corală un concert tradițional de florii cu lucrări din creație românească specifice perioade Penticostarului. Evenimentul a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Nou din Focșani. Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să ajungem în această zi binecuvântată, în ziua în care Mântuitorul Hristos a intrat în Ierusalim, duminică, dinaintea Sfintelor Paști, numită în popor și Duminica Floriilor. Vin floriile cu soare și soarele cu florii. De aceea, iată, astăzi punem de fapt început și săptămânii patimilor, începând cu denia de diseară, și suntem invitați fiecare dintre noi să-L însoțim pe Domnul Hristos în drumul spre Golgota, să ne însușim și noi patimile Mântuitorului, ca în cele din urmă să avem parte și de înviere. Sancti Sancti, 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 Sancti,
Concertul a fost dedicat muzicologului și compozitorului Gheorghe Firca, care s-a stins din viață în dimineața zilei de 1 ianuarie 2016. Sărbătoarea Floriilor a fost pentru cetățenii comunei Gologan un prilej de a-și aminti de fostul lor primar Dumitru Robu. Acesta a fost comemorat la 4 luni de la trecerea în neființă. În memoria sa a fost dezvelit un bazorelief chiar de către președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Cetățenii comunei Gologanu l-au comemorat ieri pe Dumitru Robu, cel care în ultimii ani le-a fost primar. Luna aceasta se împlinesc 4 luni de la trecerea în neființă a acestuia. În semn de prețuire, localnicii în frunte cu autoritățile locale, dar și județene, au dat numele căminului cultural după numele primarului Robu și au făcut acestuia un bazorelief. Astăzi, în această zi de sărbătoare, ne-am întâlnit aici pentru a aduce un omagiu celui care a fost Dumitru Robu, primarul comunei Gologanu, de la data reînființării acesteia, până în ziua sfântă de Crăciun, când Bunul Dumnezeu a hotărât să-L ia dintre noi. La propunerea mai multor cetățeni și consilieri locali, am hotărât ca această instituție de cultură, respectiv Căminul Cultural, să poarte numele domnului primar Dumitru Robu. Astăzi, la 4 luni de la decesul dânsului, am reușit să ducem la îndeplinire dorința dumnealui și odată cu inaugurarea acestui obiectiv civic al comunei, vom dezveli și un bazorelief pentru ca domnul primar să rămână veșnic în istoria comunei noastre. Mitică Robu a fost ca și mine un om de fapte, nu un om de vorbe. Faptele lui vor dăinui veșnic în această frumoasă comunitate. Mie nici acum nu vine să cred că nu-i în stânga sau în dreapta mea. Nici acum nu-mi vine să cred că nu intră la mine în birou și îmi spune: domnule președinte, haideți să vorbim cu ministrul agriculturii, haideți să vorbim cu ministrul dezvoltării, ajutați-mă să mai deschid o finanțare. Așa s-au desfășurat mai toate dialogurile noastre. Nu avea decât o singură grijă: comunitatea Gologanu și familiile care trăiesc în această frumoasă comunitate. Numele primarului Dumitru Robu va rămâne viu în memoria locuitorilor, având în vedere că el a făcut demersurile pentru reînființarea comunei în 2004. Tot Dumitru Robu a reușit să modernizeze întreaga infrastructură locală. Primul târg de la Vidra din acest sezon a avut loc duminică. Comercianții au adus la târg cele mai frumoase produse. Țăranii au scos la vânzare animale, iar cumpărătorii nu au lipsit. La mare căutare au fost miei, având în vedere că se apropie Paștele. Primul târg de la Vidra pe anul acesta a avut loc în ziua de flori. Foarte mulți comercianți au adus pe tarabe marfă de sezon pentru toate gusturile, iar crescătorii de animale, care își câștigă existența din acest meșteșug, au scos la meza cele mai frumoase exemplare. Oile și miei ar fi trebuit să fie la mare căutare, dar oierii spun că, deși prețul e mic, marfa nu se caută. 1.500.000 de miel, da? Da. Și 3.000.000... 500 oaie. 500 oaie. Miel. Cum e prețul? E bun? Nu-i bun. Nu-i bun. Nu-i bun. Nu-i bun. Muncă multă? Dipomană. Pomană. Fiofile, vă spun că e de pomană. Mă rog, e cu 2.500.000 și nu vrea oaia cu mielul. 2.500.000 oaia și cu mielul, da, după ea? Da. Și mielul separat câte? Și capra la fel. Am dat 2 ies, 11 lei viu. 11 lei în viu, nu? Da. Și ca, și, ca și muncă, ca și asta cum e? Muncă e muncă, dar nu se caută. Nu se caută.
Păi nu vine acum, nu cumpără lumea, că e de Paști, de asta, de... Nu vine, văd. Nu. Am plătit mașina până aici. Uh-huh. De acum le duc înapoi. Mâine, da, acasă. Nu avem ce face. Am 84 de vieți. Altări nu mai aveți până de Paști. Este unul mâine, dar la Sima. Mâine? Aduc, unde la aveți? Unde-i târgul ăsta? La Baltacola. Unde e asta? Aici, mai jos. A, tot aici la Vidra, nu? Am înțeles. Mai încolo. Cum până la Paște nu va mai avea loc niciun târg în zonă, oamenii fie vor vinde animalele de acasă, fie le vor păstra și le vor scoate la vânzare când vor putea obține un preț mai bun. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 6 grade Celsius, iar cele maxime între 11 și 13 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!